Dragi și iubiții mei prieteni, nu doar că vin cu bucurie înaintea voastră, dar vin și cu rugăciunea ca Dumnezeu să aducă în sufletele noastre, ale tuturor, ce a adus și în sufletul meu când am înțeles acest cuvânt pe care îl voi împărtăși cu voi, nu ca o pronunțare definitivă a acestui mare adevăr, ci ca un câmp deschis pentru gândirea și inspirația Duhului Sfânt care continuă să lucreze în sufletele noastre. Când închei de prezentat o predică, sunt încărcat cu mult mai multe lucruri pe care n-am putut să le prezint, n-am apucat sau indiferent, dar vreau să spun că adevărul nu încetează cu ocazia predării unei predici sau a unei afirmații, ci el este în continuă dezvoltare. Adevărul nu este un crez, adevărul nu este o mărturisire de credință sau un set de dogme sau de doctrine. Adevărul este o căutare. Așa cum căutăm fața lui Dumnezeu și vom continua să facem lucrul acesta în eternitate, pentru că niciodată nu se va sfârși adevărul despre Dumnezeu, ci el este într-un continuu marș. La fel este și aici. Adevărul este o căutare și să ne ajute Dumnezeu să fim mânați întotdeauna de căutarea adevărului. Această căutare trebuie să fie însoțită cu buna dispoziție de a accepta concluziile adevărului pe care nu le înțelesesem ieri și a ne feri să ne ancorăm cu cablu de oțel de stâncă să rămânem blocați în înțelegerea adevărului nostru. Mă bucur din suflet că la temelia bisericii noastre, Bisericii Advente, sau mai degrabă spus a adunării noastre, adunarea Adventă, există acest principiu al adevărului prezent, al adevărului în mișcare, al adevărului tradus la lumina zilei pe care o trăim, a adevărului care este ancorat de stânca veacurilor și nu de trecut sau de viitor sau de vreun plan omenesc. Astăzi învățăm un lucru de mare însemnătate. Titlul temei noastre este Alternativa. Și învățăm despre o ispită care ne paște aproape la orice pas. În momentul când suntem înclinați să facem un anume lucru, când suntem gata să luăm o hotărâre în direcția aceasta, de obicei ațintim privirile spre lucrul pe care l-am ales, care ne place, care este al nostru și ignorăm alternativa, adică binele și răul, nu? Alegem binele sau alegem răul, dar uităm că lucrul acesta sau alternativa lui ar fi cealaltă. Pe aceasta o pierdem din vedere. Pe Samson nu-l interesează alternativa, adică nu-l interesează consecințele, cu alte cuvinte, nu-l interesează o altă stare de lucruri în care ar putea merge, ci doar aceea care domină mintea și cuvântul lui. Pe Iosif îl preocupă treaba aceasta. El vrea să știe unde duce drumul acesta și vrea să știe dacă este dispus să ajungă acolo și să fie în aceste... El nu ignoră alternativa care este așezată înaintea lui. Lucrul acesta îl vom învăța astăzi, citând cartea prorocului Ieremia, capitolul 5, versetul 31. Prorocii proroșesc neadevăruri. Lucrul ăsta trebuie ținut cont. Vezi dacă ceea ce omul de la Amvon vorbește sau cel care a scris o carte sau a ținut o predică, vezi dacă spune adevărul. Cuvânt, o predică, o carte, un om în spatele unui Amvon nu este așa vorbește Domnul, ci este așa vorbim despre Domnul. Este în lumina lui, în cea mai bună lumină poate pe care o are el. Dar vezi dacă lucrul acesta e adevărat sau nu e adevărat. Cum știu asta? Păi îl măsor cu trestia de măsurat Hristos Iisus. El este trestia de măsurat. Prorocii prorocesc neadevărat. Ăsta e proroc, deci orice zice. Nu! Asta să fie un proroc care prorocește o minciună. Și nu neapărat un proroc rău. Prorocul Natan nu era un proroc rău. Dar spune în grabă lui David, du-te și fă Dumnezeu cu tine, era o minciună. Nu era adevărat. El, fără să-și dea seama, asemenea lui Petru,
devenise purtătorul de cuvânt al glasului diavolului. Nu era planul lui Dumnezeu acesta. Când a vorbit Dumnezeu, a zis, nu tu vei face lucrul ăsta. Uite de ce trebuie făcut altfel. Oh, gata, s-a dus Nathan și a îndreptat lucrul acesta. Nici un proroc nu ar trebui să fie atât de îngânfat sau un pastor, încât dacă a făcut o prostie, a spus un neadevăr, să încerce să găsească scuze sau explicații pentru să vezi de ce am spus așa sau pentru că nu. Neadevărul rămâne neadevăr, el nu are scuză. Și de aceea trebuie să ne uităm totdeauna cu fața descoperită, ca într-o oglindă, nu cu mahrama pe față, să nu se vadă reacția și acoperim lucrurile până când și până unde. Scrie mai departe, preoții stăpânesc cu ajutorul lor. Deci preoții știu că aceștia sunt proroși mincinoși, dar îi implică pe oamenii aceștia în anumite situații ca să ducă lucrurile acolo unde agenda dumnealor cere. Marea nenorocire este partea a treia, poporului meu îi plac aceste lucruri. Aici se produce nenorocirea, că dacă ar proroci prorocul minciuni și neadevărul și poporului nu i-ar place așa ceva, n-ar fi deloc o nenorocire. Dacă preoții ar încerca să stăpânească prin ajutorul și mijlocirea acestor proroci mincinoși, iar n-ar fi o problemă dacă nu i-ar place poporului. Poporul spune stop până aici. Dar poporului meu îi place și tot ce se întâmplă în jurul nostru este produsul plăcerii sau neplăcerii poporului lui Dumnezeu. Ascultă glasul poporului. Versetul acesta însă încheie cu o întrebare tulburătoare. Ați luat în considerare alternativa? Ați luat în considerare consecința? Ați luat în considerare ce se întâmplă dacă refuzi să faci lucrul acesta? Noi gândim uneori că atunci când avem de ales între două lucruri, alegem un lucru și plecăm. Sau nu alegem altul și plecăm. Nu? Dietrich Bonhoeffer a spus, a nu vorbi într-o situație de necesitate înseamnă a vorbi. Tăcerea ta este un răspuns. A nu acționa, spune el, înseamnă a acționa. Ai stat cu mâinile în sân, asta este acțiunea ta. Deci niciodată aceste lucruri nu pot fi separate, în sensul că aleg unul și de celălalt nu mă interesează. Absolut imposibil acest lucru. În timp ce aleg unul, resping pe celălalt, în același timp, e simultan, și în timp ce resping unul, accept pe celălalt, de asemenea, simultan. Ați observat că doctorul stă la patul pacientului pe care urmează să-l opereze și explică în ce constă operația, de ce este necesară, care vor fi urmările operației acesteia și care ar fi urmările dacă nu s-ar produce operația aceasta. Adică uite unde ar duce alternativa. Aici duce operația, aici duce alternativa. Acestea sunt riscurile, acestea sunt posibilitățile. Și atunci un om gândește în mintea și în sufletul lui și alege una din aceste două lucruri. Și din aceste două stări, prin a alege una, alege să fie operat, să treacă prin durere, prin suferință momentan, ca să se poată bucura probabil de sănătate și viață pentru restul vieții, sau respinge operația ca să se bucure de confort acum o zi, două, trei și de mizerie pentru restul vieții. Dar niciodată nu se poate alege una fără să se respingă cealaltă sau să se respingă una și să nu se aleagă cealaltă. Măcar că nu exprimăm aceasta în cuvintele noastre. Știu că ați auzit de marele evanghelist de viță germană Bonnke. Acest om este un fenomen unic în istoria creștinătății. Chiar auzeam un reportaj zilele trecute, între anii 2000 și 2010, dânsul conduce campanii de evanghelizare în lumea întreagă și sunt numărate 56 de milioane de decizii ale unor oameni care au primit credința în Domnul Hristos. Milioane în 10 ani. Iată ce ne învață omul acesta. A fost întrebat, care e taina? Ce stă în spatele acestui lucru? Tu nu ai avut o carieră care a scăzut odată cu vârsta, ci dimpotrivă, a crescut. A crescut enorm. Dânsul chiar a spus, zice, eu am plecat de la sub zero și am văzut că sunt condus pas cu pas, cu pași mici, așa, sunt condus pas cu pas în direcția aceasta. Care a fost taina?
Și atunci el spune, uite, voi sumariza în câteva cuvinte taina vieții mele și ne-a lăsat-o nouă ca un fel de testament. Dânsul se odihnește în Domnul la ora aceasta. Și el ne-a spus așa, acordă atenție la început lucrurilor care vor conta la sfârșit. De obicei, noi acordăm atenție lucrurilor care contează pe moment și pierdem din vedere perspectiva. Acordăm atenție la ceea ce produce această alegere acum, pe momentul acesta, și pierdem din vedere că, de fapt, la sfârșit, așa cum ne-a întrebat ce veți face la urmă, la sfârșit, confortul acesta de moment sau nesinceritatea, nedreptatea noastră, manipularea, ascunderea adevărului și așa mai departe, acestea vin cu o etichetă, cu preț. Și la urmă prețul acesta trebuie plătit. Omul acesta al lui Dumnezeu ne învață, acordă atenție de la început lucrurilor care vor conta la sfârșit. Dar la sfârșit ce veți face? Acesta este sensul cuvintelor lui Iosua când se adresează poporului în discursul lui cumva de despărțire sau de concluzie a lucrării lui. Le-a văzut fețele și fețele lor nu erau înclinate să aleagă pe Domnul. Dar știți ce faceți când nu alegeți pe Domnul? Nu alegem pe Domnul, nu alegeți pe diavolul. Noi nu avem treabă cu diavolul, noi, acest lucru se întâmplă absolut natural, automat, obligatoriu, e fatal, chiar aș spune. Dacă nu găsiți cu cale să slujiți Domnului, Domnul nu bate cu bâta pe cineva care nu îi slujește. Nu. Alegeți astăzi cui vreți. Nu e vorba că nu puteți, nu știți, nu. Cui vreți să slujiți. Este a vrea. Este o alegere a uneia dintre alternative. Sau dumnezeilor cărora părinții voștri le-a slujit dincolo de râu, sau dumnezeilor amoriților, că altă opțiune nu rămâne. De o parte este Domnul și de partea cealaltă sunt oricare alți dumnezei. Și indiferent ce veți alege, veți alege între, în momentul în care nu ai ales pe Domnul, ai ales alternativa. Alternativa este răul și indiferent ce vei alege, este rău. Fie că erau dumnezei de dincolo de râu, făcuți din ceramică, din una, din alta, fie că erau dumnezei cărora li se aduceau jertfe de copii arși, jertfe umane ai Canaanului, care erau acolo, lucru pentru care acești locuitori erau scoși din locul acela. Indiferent ce veți alege, în momentul în care nu alegi pe Domnul, este un rău. Cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Iubiții mei, este un lucru de mare însemnătate. A nu alege binele, intrăm pe un sens sau ceea ce este vrednic de primit, vrednic de iubit, ceea ce înălțător, ceea ce zidește. În momentul în care suntem înclinați și decidem să alegem ceea ce nu este bine în sine, în momentul acela alegem hotărât și definitiv răul, ceea ce este rău în sine. Odată ce ai refuzat binele, alternativa este rău și știți că indiferent ce fel de rău ar alege cineva prin comparație cu alt rău, rămâne rău. Sunt exemple clare înaintea ochilor noștri, aș vrea să ne oprim asupra câtorva, dar așa cum spuneam, drumul rămâne deschis înaintea noastră. Gehazi fixează, se uită țintă la argintul lui Nama sirianul. E într-o el scopul slujirii lui ca pastor și erau bani, era argintul și lucrurile acestea pe care le putea lua de la oameni. Și este pur și simplu frustrat de faptul că Elisei nu primește așa ceva, pentru că nu vrea să amestece credința în Dumnezeu fără bani și fără plată în harul lui Dumnezeu. Nu vrea să amestece aceste lucruri cu credințele păgâne în care ei plăteau zeilor. Și Naaman trebuia să învețe cea mai grea lecție a vieții, și anume că mântuirea este dar de la Dumnezeu, nu este comerț cu Dumnezeu. Atunci Gehazi își fixează ochii asupra argintului, dar nu se gândește care este alternativa. Adică îi fac lucrul acesta, dar ce urmează? Care este finalul
unui astfel de drum. Nu se gândește la lucrul acesta. Merge, ia argintul, ia hainele, este satisfăcut, pentru că nu gândește, refuză să privească în direcția alternativei. Uite care este partea cealaltă. Ei pot să iei aceste lucruri, dar împreună cu ele vin acestea. Vin la pachet, cu alte cuvinte. Și atunci el sfârșește cu cuvintele acestea cumplite pe care le rostește Elisei, nu ca un blestem, ci ca o urmare naturală dreaptă. Chiar el însuși ar fi avut acest simț al dreptății, lepra lui Naaman se va alipi de tine și de sămânța ta, adică de oamenii care gândesc ca tine în spatele amvonului sau sub o manta eclesiastică de un fel sau altul, oamenii care fac o sursă de câștig, spune Biblia, din slujirea Evangheliei. Iubiții mei, cred că dacă s-ar fi gândit la acest lucru dinainte și s-ar fi văzut plin de lepră, nu i-ar mai fi trebuit niciun fel de argint, nici lui Samson nu cred că i-ar mai fi trebuit așa ceva și multor altora. Dar ce te faci că în momentul în care vrei să faci un astfel de pas și care are astfel de consecințe, Duhul Sfânt dă mărturie, deci ești conștient de ceea ce faci, știi drumul pe care mergi, speri să poți să obții ceea ce dorești și poftești, așa cum a fost cu Acan, dar sper să scapi de urmările faptei pe care ai făcut-o. Sper să seceri, dar să nu să semeni, dar să nu seceri. Sper să cauzezi, dar să n-aibă efect. Lucrul acesta nu e adevărat. Este de la tatăl minciunii și ori de câte ori deschide gura spunându-ne că nu are urmări, că nu deranjează pe nimeni, că e așa, că e pe dincolo, nu este adevărat. Te deranjează pe tine, în primul rând, te degradează pe tine, în primul rând, și prin tine lucrurile ajung departe. Iacov este și el într-o situație din asta, dar el se gândește la alternativă și el îi spune Rebecei, mamei lui, fii atentă, mamă. Eu mă duc să cer binecuvântarea prin șmecherii și prin relații, prin mijloace de felul ăsta, relațiile tale, cu sfatul tău și așa. Eu mă duc să fac treaba aceasta, îmi pun piei de ied pe mâini una alta. Dar ce se întâmplă, ia în considerare alternativa, dacă tatăl meu va descoperi acest lucru și mă acopere cu blestem în loc de binecuvântare? Deci alternativa este reală, e posibil să se întâmple altceva în situația aceasta. Și atunci Rebecca își asumă blestemul, să cadă asupra mea lucrul acesta. A căzut. Niciodată nu l-a mai văzut. L-a pierdut în clipa aceea. Niciodată nu l-a mai văzut. Aceasta era alternativa. Dar vine un moment în care un om este conștient de alternativă. Nu întotdeauna nu ne uităm. De cele mai multe, dar nu întotdeauna. Dumnezeu ne arată clar, uite unde duce drumul acesta, uite ce produce pomul sau sămânța aceasta și dacă un om își asumă acest schimb atât de injust, își asumă și răspunderea pentru imoralitatea acestui schimb, imoralitate față de propria lui ființă, cel din tâi. În Egipt, Șifra și Pua, cele două moașe, erau în fața alternative. Ele știau că dacă nu-și vor împlini slujba, vor fi condamnate la moarte. Și la fel a fost bucătarul lui Daniel și cei trei prieteni. Ei au știut alternativa. În caz că vom fi găsiți în așa ceva, sfârșitul. Dar lucrarea la care erau chemați era o lucrare dumnezeiască și și-au asumat riscul, chiar dacă va fi găsit acolo. Și cei trei tineri au avut alternativă, puteau să iasă, puteau să scape, îi și menționează în Epistola către Evrei, la capitolul 11, ar fi putut au refuzat eliberarea, spune acolo, li s-a oferit, dar au refuzat eliberarea și au asumat consecința alternativei aceasta, care de fapt nu era alternativa morții, torturii, sfârșitului în flăcări și așa mai departe, ci era credincioșia față de Dumnezeu. Celelalte cu focul și cu asta aparțineau oamenilor, dar datoria lor sfântă și alegerea lor
a fost să slujească lui Dumnezeu. Aici trebuie să urmărim lucrul acesta în fiecare intersecție a vieții când luăm decizii. Decizii mărunte uneori, de un fel sau altul, dar ar trebui și trebuie și e o binecuvântare mare, vă mărturisesc din experiența vieții, e o binecuvântare mare să-ți iei clipa aceasta de comuniune cu Dumnezeu în fața unei alegeri, să cer putere de la Dumnezeu să alegi binele împotriva simțurilor și îngrijorărilor tale și dorinței de confort, de scutire pe moment și așa mai departe, să cer putere de la Dumnezeu să refuzi o izbăvire temporară pentru cea care rămâne pe totdeauna. Ați observat tehnica celor trei tineri și aici învățăm calea pe care trebuie să mergem când suntem confruntați cu aceste lucruri. Primul lucru la care suntem chemați atunci când suntem confruntați cu o astfel de alternativă, și alternativa nu e totdeauna aruncarea în foc sau jertfa sau suferința sau chinuri, moartea, nu. Alternativa este în alte situații plăcerea și averea și puterea și poziția. Aceasta ar fi alternativa cu prețul acela. Și lucrul acesta e mai primejdios decât acela care amenință viața. Atunci vom învăța cel mai însemnat lucru. Cel mai însemnat lucru în timpul sau în contextul acestei dileme este a nu intra în dialog cu alternativa. Nu. De niciun fel, fie că ești tentat cu cine știe ce, bogății sau puteri sau averi, fie că ești amenințat cu moartea sau cu alte, nu se intră în dialog cu așa ceva. Aoleu, cum o să fie, cum o să ardă sau vai ce-mi va da, uite cum va fi, nu se intră în dialog. Dacă intri în dialog, vei continua și vei cădea. Pe motivul acesta, Iisus a spus, nu intra în dialog cu desfrâul în momentul în care vezi o femeie pe stradă. Sau în momentul în care ai văzut argintul lui Naaman. Nu intra în dialog. Dacă gândește cineva, a spus Iisus, dacă vede cineva ceva și intră în dialog cu alternativa aceasta, este un fel de șarpe care hipnotizează și nu rezistă nimeni la hipnoza aceasta odată ce a intrat pe terenul acela. De aceea cei trei tineri spun în Daniel 3:16, în privința aceasta nu intrăm în dialog cu tine. În adins n-ați vrut să vă închinați, uite alternativa, veți fi aruncați în foc, vă dați seama tine și așa mai departe. Și ei spun, nu, în privința aceasta nu intrăm în dialog. Ei au răspuns împăratului Nebucadnețar, noi n-avem nevoie să-ți răspundem la cele de mai sus, nu intrăm în dialog. Da, împărate, din neatenție sau din atenție sau din revoltă, nu e de discutat. Tu știi răspunsul la această întrebare, nu e necesar să-ți dăm noi. Nu intrăm în discuție pe seama alternativei negative la care suntem invitați, care îmbracă aspect pozitiv, scapă viața, nu? Te scutește de foc și de alte, dar cu ce preț? Cu prețul trădării lui Dumnezeu și vânzării sufletului. Și dacă un om ar câștiga câțiva ani de viață, să zicem, cu preț, da, și a pierdut sufletul, care ar fi câștigul acesta? Și atunci, dacă intrăm în dialog pe ceva, hai să intrăm în dialog pe chemarea lui Dumnezeu. Iată, Dumnezeul nostru poate să, căruia îi slujim, poate să ne scoată din cuptorul aprins. Cuptorul va fi aprins de 7, poate fi și de 72, câte 7. A ars pe cei care au încercat să-i arunce, așa temperaturi teribile erau acolo. Dumnezeu poate să ne scape din cuptorul aprins, indiferent care este temperatura. Și ne va scăpa din mâna ta, fie prin viață, fie prin moarte, spune Pavel, Dumnezeu va fi proslăvit. Nu cer neapărat prin viața mea să fiu scăpat cu vreo minune, în același timp nu îmi caut moartea singur ca un fanatic, ci sunt la dispoziția ta cu un lucru hotărât. Doresc să proslăvesc numele tău, fie prin viață, fie prin moarte, e treaba ta, Doamne, în privința aceasta. Lucrarea mea este să-ți rămân credincios. Ce vei face tu cu lucrul acesta? Rămâne de văzut. Ați observat pe Iacov la scoșile executat din temniță și pe Petru din aceeași temniță l-a eliberat. E treaba lui Dumnezeu, de ce unul așa, de ce unul așa. Și nu mi-aș dori niciodată soarta lui Petru sau soarta lui Iacov, ci soarta mea în mâinile lui Dumnezeu în contextul vieții mele.
Nu avem nevoie să-ți răspundem. Dumnezeul nostru căruia îi slujim poate să ne scape din cuptorul aprins și ne va scăpa, fie prin viață, fie prin moarte. Iar dacă nu ne va scoate, să zicem, vom sfârși prin moarte, dacă nu ne va scoate, să știi, împărate, că nu vom sluji dumnezeilor tăi, nici nu ne vom închina în fața chipului de aur pe care l-ai înălțat. Pentru noi, lucrul acesta nu înseamnă același lucru care înseamnă pentru colegii de serviciu. Pentru ei este o ocazie bună să mai iau o primă, să mai iau un ban în plus, un cec în plus, e ceva. Să intre în favoarea împăratului. Acesta e obiectivul lor. Obiectivul celor trei tineri este de a rămâne credincioși lui Dumnezeu în împrejurarea aceasta. Și ei nu acceptă tentația sau ispita salvării care poate fi obținută cu un astfel de preț. Sunt convins că dacă am citit eticheta prețului de pe produse, de pe alternative, dacă, să zicem, Samson citea care este, ce scrie pe preț, pe etichetă, ce va plăti el pentru ceea ce a ales să facă, eu sunt convins că nu-i mai trebuia pentru nimic în lume, s-ar fi răcit sângele în el, ar fi înghețat. Nu-i mai trebuie niciodată așa ceva când ar fi. Dar a refuzat să privească spre prețul acesta, deși a fost rugat, ia în considerare lucrul ăsta de părinții lui. Nu alege ca și cum n-ar avea urmări ceea ce alegi sau ca și când nu ar exista o alternativă. Vezi că dacă iei aceasta, ai luat în același timp pe cealaltă și... Acan este de asemenea într-o poziție ca aceasta și el știe ce trebuie făcut, dar îmi spune el acolo, zice, era ceva frumos, manta frumoasă, persoană frumoasă, era ceva frumos. Bă, și frumosul te paralizează, te îmbată cumva, nici ești bea, nici nu mai știi ce faci. Când a văzut eu manta frumoasă de șinear, el nu a păcătuit când a luat aceste lucruri, ci când a intrat în dialog cu ele. Oh, cum e mantaua aceea? Dar pentru ce să mă intereseze? Cum or fi activitățile astea demonice? Sunt curios cum lucrează diavolul, vrăjitoriile, spiritismul, sunt curios cum... Nu s-a întors nimeni de pe drumul acesta. Odată ce a intrat pe drumul acesta, curiozitatea nu i-a fost satisfăcută deloc, ci dimpotrivă a descoperit o lume atât de cumplită și pur și simplu s-a judecat, s-a condamnat, s-a executat asemenea lui Iuda pentru faptul că a făcut această alegere. Iubiții mei, Scriptura spune că atunci când nu adunăm cu Dumnezeu, adunăm într-o pungă spartă. Adică orice idee am încercat noi, orice cultură, orice fel de teologie, de înțelegere a vieții, de progres economic, orice am alege fără Domnul este o pungă spartă. Adunăm, turnăm acolo eforturi, zile, vă sculați dimineața, vă culcați târziu, luptați, vă frământați continuu, nimic nu rămâne, suflă pleava, nu rămâne absolut nimic. Pentru că despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Aceasta nu este o amenințare, aceasta nu este un șantaj, ci este o expresie a adevărului pe care o mărturisește. Cel care a spus, eu sunt adevărul, nu știu adevărul sau am adevărul, eu sunt adevărul. Nu există o autoritate asupra acestor lucruri. Astfel că păcatul lui Acan ne învață pe noi să nu intrăm în dialog niciodată cu alternativa, cu răul. Nu este cazul. Nu este cazul să intrăm în dialog nici cu suferința pe care ar însemna o credincioșie, nici cu tentația pe care ar însemna, pe care ar aduce o trădare a credinței. Nu este cazul să intrăm în dialog cu partea aceasta. Nu avem nevoie să discutăm despre acest lucru. Nu studiem ce am obține, ce n-am obține, ce am pățit, ce n-am pățit. Nu este cazul. Între bine și rău nu este nicio legătură, între lumină și întuneric. Cine a ales lumina rămâne în lumină. Și Mântuitorul a spus, nenorocirea este că în fața acestei alternative, deci dacă nu alegi lumina, ai ales întunericul obligatoriu, iar dacă ai ales întunericul, ai respins lumina, în fața acestei alternative a prevalat, a dominat, a biruit agenda pe care o are sufletul omului. Pentru că aveau de gând să continue în rău,
au respins lumina. Știau că la lumină nu se poate face ce fac ei. Și unul poate să zică una sau alta cu privire la credință, dar în realitate el are o agendă a păcatului care n-ar putea fi dezvoltată în condițiile credinței și e mai bine să nege pe Dumnezeu, să nege credința în Dumnezeu ca să poată să continue agenda lui. El știe că întoarcerea la Dumnezeu ar însemna despărțirea de păcatul favorit. Și ceea ce nu știe omul este că un păcat sau o trăsătură păcătoasă nu stă degeaba în ființa umană, cum cancerul nu stă degeaba. Continuă să lucreze. Este alimentat. Legea pe care Domnul Hristos ne-a așezat-o înaintea spiritului nostru, și anume urmează binele și nu urma răul, nu sta de vorbă cu răul de niciun fel, ne duce cu gândul la primii noștri părinți. Păcatul lor nu a constat în fructul oprit sau în neascultarea de Dumnezeu într-o privință sau alta, ci în faptul că au intrat în dialog cu șarpele. Și când au intrat în dialog cu șarpele, au ignorat prezența lui Dumnezeu. Adam n-a mai fost între alternative. Dacă iau pomul acesta, înseamnă așa, înseamnă viață, dacă sau înseamnă moarte, și dacă nu-l iau, înseamnă cealaltă. El n-a mai intrat în această alternativă din cauza că înainte de procesul acesta al minții prin care deosebește alternativă, o primești sau nu, a avut loc un atac cumplit asupra credinței lui el și a pierdut credința în integritatea lui Dumnezeu și de acolo n-a mai contat nimic. Pomul a apărut imediat ca fiind de plăcut, ca fiind de dorit să deschidă cuiva mintea, lucrurile însă nu se opreau aici. Lucrurile continuă. Împreună cu ele venea moartea. Și așa cum spunea textul nostru de la început, la urmă ce veți face? Adică nu lua în considerare alternativa, nu te scutește și nu scutește pe nimeni. Un om gândește că este o excepție și că lui nu i se va întâmpla. De fapt, el nu crede cuvântul acesta lui Dumnezeu. Nu cred eu că se întâmplă așa ceva. Și când este confruntat cu el, își dă seama că nu mai are o altă alternativă, a consumat-o. Planul lui Dumnezeu cu noi însă este mult mai înalt decât aspirațiile noastre în această privință. Nu suntem niște jucători de zaruri care dă în viață, ne gândim, iese, nu iese, sau noroc, sau soartă, sau ghinion, sau neghinion, nu umblăm cu astfel de termeni în viața noastră, ci umblăm între lumină și întuneric și avem de ales între una și alta. Și planul lui Dumnezeu cu noi în această privință nu este nesiguranța aceasta, frica aceasta, dacă aleg răul, dacă aleg așa, nu, ci totdeauna planul lui este să lumineze sufletul nostru și să ne așeze într-o stare cu mult mai înaltă decât vreodată am fi gândit noi. Împăratul David era în primejdia de a alege alternativa. A luat sabia și vrea să-l omoare pe Nabal. Vine femeia inspirată de Dumnezeu, Abigail, pe care el o recunoaște, se închină lui Dumnezeu pentru că trăiește o astfel de femeie și l-a învățat ce să facă. Ea, Abigail, nu discută despre răutatea lui Nabal, despre răzbunarea justiției nejustiției, ci ea discută de proiecție, de alternativă. Uite, te-ai gândit, ducându-te să omori pe Laban, te-ai gândit pe Nabal, te-ai gândit vreodată care este alternativa? Nu m-am gândit, că sunt înfuriat, nu văd negru în fața ochilor. Ia, oprește-te o clipă și fii atent cum se traduce. Tu îl omori pe Nabal și din clipa aceea până vei muri, te încarci cu o vină, cu o rușine, cu pierderea numelui și reputației tale pe totdeauna. Te va durea inima când îți vei da seama de faptul că n-ai ținut seama de alternativa aceasta. Uite, asta urmează să se întâmple dacă faci lucrul ăsta. Te duci și măcelărești casa lui Nabal? Nu se termină lucrurile acolo.
Ele continuă și știi că ai fost chemat de Dumnezeu la împărăție și un împărat cu o astfel de lepră pe față nu o să aibă aceeași viață ca un împărat care poate privi senin pe toți oamenii și care poate să stea înaintea lui Dumnezeu cu recunoștința că nu l-a lăsat să cadă în acea nebunie cumplită despre care jurase el pe numele Domnului că o va împlini până la ziua. Dumnezeu te-a scos în fața mea ca să nu cad în așa ceva. Uitasem să mă gândesc și la alternativă. Ce a făcut Dumnezeu pentru David, face și pentru fiecare dintre noi, adică ne ridică înaintea noastră un sfătuitor, un gând, ne deschide ochii să înțelegem un lucru sau altul și dincolo de toate ne oferă acest principiu al înțelegerii profunde a faptului că odată ce alegi un lucru, respingi un altul și odată ce respingi un altul, alegi un lucru, lucrul ăsta, acesta se întâmplă simultan. Cine respinge viața a ales moartea, nu, eu nu vreau viața, eu vreau, nu sunt nici cu, nici cu, așa ceva nu există. Cine respinge viața a ales moartea și cine a ales moartea respinge viața. Aceasta este, altfel, universul lui Dumnezeu n-ar sta în picioare dacă n-ar funcționa pe o dreptate așa sfântă cum este aceasta. Aș dori să ne uităm la planul lui Dumnezeu cu noi. Este o rugăciune la care El nu răspunde, fă-mă ca pe unul din argații tăi. Nu, nu răspund la această rugăciune. De ce, Doamne? Nici asta nu se poate. Nu, nu se poate să fii făcut ca unul din argații mei, pentru că tu ești fiul meu. Și eu vreau, am un plan cu tine mult mai înalt decât te gândești tu vreodată. Te lăsa ispitit de așa ceva. Uite planul lui Dumnezeu și l-a restaurat în poziția de fiu și de moștenitor și de pildă peste veacuri a bunătății lui Dumnezeu. De la ce ceruse el, fă-mă ca pe unul din argații tăi sau din robii tăi, până la ceea ce avea tatăl în minte pentru el, era un drum lung. Și acesta e drumul lung care e în mintea lui Dumnezeu pentru noi și pentru viitorul nostru. Era undeva o fată și o îndemnau persoanele mai în vârstă, ia pe băiatul ăsta, că ce să faci, altul nu e și... Dar acesta nu e motiv de căsătorie, altul nu e sau e cineva. Nu este cazul acesta. Și dânsa a spus, zice, eu aștept darul lui Dumnezeu. Și uluitor, darul lui Dumnezeu a venit, un prinț, de fapt, a venit într-o zi acolo și din tot ce era, a ales-o pe ea și sunt împreună fericiți. Iubiții mei, atunci când suntem cel mai tare ispitiți să acceptăm alternativa, pentru că ce să faci, altă situație nu este. Tocmai atunci, darul lui Dumnezeu este la ușă. Așteaptă să ne fie dat. Este clipa. Când simțim că ne-am pierdut răbdarea în a aștepta planul și darul lui Dumnezeu cu noi, împlinirea lui este chiar acolo foarte aproape. Acesta este semnul că împlinirea planului Dumnezeu este foarte aproape. Să ne întoarcem privirile acum spre acela despre care vorbesc Scripturile. Și să observăm că în grădina Ghetsimani el are două posibilități. Fie să-și predea sinele lui Dumnezeu și voința, fie să le păstreze. Și atunci el alege aceasta. Nu voia mea, ci voia ta. A fost o alegere. Cealaltă alternativă, deci, n-a fost luată în discuție. Niciodată. N-a fost luată în discuție. Deci ar însemna să nu predau voia lui Dumnezeu. Eu, voia mea ar fi aceasta și voia ta ar fi aceasta. Ce ar însemna să urmez voia mea și să resping voia ta, n-a fost luată în discuție. Un singur lucru a fost luat în discuție, nu voia mea, ci voia ta. A fost spus nu. Hotărât alternativei, fără nicio oscilare, și-a îndreptat fața hotărât și a fost spus da cu tot sufletul chemării lui Dumnezeu și darului lui Dumnezeu. Și atunci el a spus, nu voia mea, ci voia ta. Iar pe cruce, Mântuitorul nostru, după ce încredințase sinele său în grădina Ghetsemani și încredințează Duhul Tatălui din ceruri. Nu putem să încredințăm Duhul nostru, așa cum ne-a spus evanghelistul Bonchi, dacă la începutul drumului nu am luat seama de lucrurile care vorbeam mare importanță la sfârșitul drumului.
De acolo se pun bazele, învață pe copil de mic să pună preț pe chemarea lui Dumnezeu și până va fi bătrân nu se va abate de la ea, adică începe prin a-l ajuta să pună valoare pe lucrurile care vor fi importante la sfârșitul călătoriei lui pe pământ. Pe cruce Mântuitorul și încredințează Duhul în mâinile Tatălui pentru că în grădina Ghețimani și încredințează sinele Tatălui și voința lui le încredințase Tatălui. Acesta este drumul pe care suntem chemați să mergem. Iată drumul, mergi pe el. Tată, în numele Domnului Iisus Hristos, ajută-ne totdeauna să călcăm pe urma pașilor tăi și fă, Doamne, să nu uităm niciodată că nimeni, în niciun fel, nu va putea să ofere sau să fie pentru noi ceea ce ești tu. Ajută-ne să te alegem totdeauna pe tine, în toate împrejurările, te aleg mereu, Mântuitorul meu. Fă din viața noastră această experiență, în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Amin.